Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să vorbim despre un BMW 316i Compact din 1995. Un BMW pe care l-am cumpărat destul de ieftin, l-am cumpărat cu 200 de euro pentru că nu mai avea asigurare și ITP. Cel care l-a avuse își cumpărase altă mașină, mașina stătea deja de un an de zile și a zis că decât să țină mașina degeaba, mai bine o vinde. Bun, hai să vedem cum arăta mașina și după aceea vorbim mai multe. Da, după cum ați văzut, BMW-ul arăta foarte bine, era foarte ok, era îngrijit, nu și-a bătut omul joc de el, mergea foarte bine, nu avea probleme. Bun, înainte să vorbim despre acest BMW, hai să vorbim un pic despre acel concurs. Deja s-au strâns o grămadă de donații. Mâine o să merg să pun autorizantele în plic și să le trimit la adresa pe care ați lăsat-o cei care mi-ați donat prin PayPal. Și am văzut foarte multe comentarii de la persoane care spun: bă, eu nu am acces la card, eu sunt minor, nu pot să trimit, cum pot dona? Și în primul rând, minorii nu pot participa fără acordul părinților. Dacă părinții vă dă voie să participați, puteți participa. Și în cazul în care câștigați această mașină, doar unul dintre părinții voștri poate să ridice mașina. Mașina nu se va da unui copil minor fără permis de conducere. Eu trebuie să mă asigur că mașina va ajunge la o persoană care are cel puțin 18 ani. Nu am pretenția să aibă permis de conducere, deoarece mașina, dacă o câștigă și nu au permis de conducere, până la urmă o poate vinde și sunt bineveniți banii de pe vânzarea mașinii. Mâine am să mă duc la poștă să pun aceste plicuri celor care au donat deja și am să cer de la poștă o adresă poștală unde puteți să trimiteți direct plic cu suma de 5 euro, adică 23 lei. Iar eu, când primesc plicul, automat intrați în concurs, iar eu am să vă pun retur pe aceeași adresă de pe plic un odorizant auto. Am văzut comentarii cu întrebări de genul: dacă donez mai mult de 5 euro, am mai multe șanse? Nu ai mai multe șanse de câștig, ai aceleași șanse, de orică donezi 5 euro, orică donezi 10 euro, șansele sunt aceleași. Din păcate. Am mai văzut iarăși un comentariu în care cineva spunea: dacă vinzi, de exemplu, 200 de odorizante, la concurs participă doar 100? Nu participă doar 100. Dacă vând 100 de odorizante, sunt 100 de participanți. Dacă vând 150, sunt 150 de participanți. Dacă se vând 100 de odorizante, șansa este de 1 la 100 să câștigați. Dacă se vând 150 de odorizante, șansa este de 1 la 150. Am mai văzut persoane care m-au întrebat: cum o să faci extragerea? De unde știm că nu editezi și nu ne mint? Extragerea va fi live și online, la mine pe canal. Voi anunța cu câteva zile înainte când voi face extragerea și extragerea va fi în felul următor. Fiecare persoană care mi-a donat va primi un număr, de la 1 până la ultima persoană care mi-a donat. Dacă sunt 100 de persoane, fiecare va primi un număr, de la 1 la 100. Se numără fiecare persoană în parte, live. Trecem un număr pe un bilețel și după ce avem numărul exact de persoane care au donat, pe random.org o să facem extragerea live, deci nu va fi niciun risc, nu este nimic editat, nu am să postez eu videoclip editat de mine și să aleg eu un număr sau nu știu ce. Totul se face live. În semn de consolidare pentru cei care nu câștigă, se aleg cu un odorizant. După ce facem extragerea asta și dăm mașina, o să facem alte concursuri, tot ceva de genul ăsta. Acum despre haterii care vor spune: bă, că tu ești exact ca ceilalți, că ceri bani, că nu știu ce și nu știu cum. Da, într-adevăr, cer bani, dar nu cer bani în schimbul a nimic. Cum fac, de exemplu, alți youtuberi. Cer donații și nu vă dă absolut nimic. Ba chiar își înjură abonații și multe alte chestii de genul ăsta. În schimb, eu vă dau șansa să câștigați o mașină și pe lângă asta vă trimit un odorizant auto personalizat, în semn de consolidare pentru donațiile pe care le faceți. Pe mine mă costă bani să trimit în țară acest odorizant, pe mine m-a costat bani să fac aceste odorizante, așa că nu o să rămân cu bani, să fiu pe profit. Banii pe care iau de pe aceste odorizante îi bag în mașină sau în concursurile pe care le fac. Eu cu ce mă aleg? Mă aleg cu vizualizări
și cu abonați. Și bineînțeles, eu fac bani de pe acele vizualizări. Nu fac foarte mulți, am să vă arăt într-o zi câți bani am câștigat până acum din YouTube. Deci eu cu asta am aleg. Niște bani din YouTube pe care bineînțeles îi bag în mașină, trebuie să plătesc motorina, pe care o stric în fiecare zi când mă plimb, trebuie să plătesc multe, multe altele. Eu practic nu mă aleg cu niciun ban, dar în schimb mă aleg cu un canal de YouTube, cu mulți abonați. Sper că am fost destul de înțeles. Dacă aveți întrebări suplimentare, lăsați-mi un comentariu și am să vă răspund cu mare drag. Acum hai să vorbim despre acest BMW. Bun, după cum spuneam, mașina a arătat foarte bine. Am cumpărat-o foarte ieftin și am vândut-o la un preț, bineînțeles, mult mai mare. Mașina a fost foarte ok din toate punctele de vedere și până și cauciucurile pe care le avea arătau foarte, foarte, foarte bine. Este o mașină pe care mulți și-ar dori-o. Acum, multă lume o să spună, ce bă, ce cu mașina, ce cu cotețul ăla din 1900 toamna, ce ai mașină pe care să mi-o doresc și nu știu ce. Da, aia este o mașină de colecție. Dacă o pui la punct din toate punctele de vedere, îngrijită, eu aș fi mândru să umblu într-o mașină veche. De exemplu, am de gând la vară să-mi cumpăr un Trabant și să mi-l fac după gusturile mele. Hai să terminăm povestea despre BMW și să mergem acasă să facem plicurile. Acea mașină am ținut-o undeva la 2 luni de zile, după aceea am scos-o la vânzare cu prețul de 750 de euro. M-a sunat un băiat și mi-a spus în felul următor. Treceți, vă rog. În anunț scrie că mașina merge perfect și prețul este negociabil. Așa că am să-ți fac o ofertă, dacă vrei să-mi dai mașina. Am doar 600 de euro, am luat permisul acum 3 săptămâni, pot să-ți dovedesc când vin după mașină. Dacă poți să-mi o lași la prețul ăsta, nu-mi permit o mașină mai scumpă și ăștia sunt toți banii pe care îi am. No. Și până la urmă i-am vândut-o lui, i-am spus să vină după mașină, mașina nu are nicio problemă, să stea liniștit. A venit a doua zi după mașină, am bătut palma cu el și a luat mașina. No, oameni buni, cam atât și cu acest story time. Iarăși o să văd comentarii gen, bă, tu iarăși cumperi poze cu mașini și spui că le-ai vândut. Da, iarăși cumpăr poze cu mașini și spun că le-am vândut. Cine mă cunoaște știe și mașina asta a fost în parcare atâta timp. Mașina am vândut-o acum 2 ani de zile, tot așa pe timp de iarnă. No, ok, oameni buni. Înainte să închei acest story time, nu știu dacă ați observat, dar mi-am schimbat bannerul de pe canal. Bannerul este făcut de un băiat foarte de treabă. Am un lapsus și nu mai știu cum se numește canalul lui, dar găsiți link în descriere. Ok, cam atât cu acest story time. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like. Dacă nu v-a plăcut, bineînțeles, un dislike. Aștept cu nerăbdare comentariile voastre și până data viitoare, v-am pupat. Bye bye.